Bine ați venit la Stax TV, un nou review de mașină second hand. De data asta, după, erați, vreau să fac aia, oare ce mașină prezentăm? Dar scrie în titlu, nu mai are niciun fan. Tada! Mercedes G-Class. Că toată lumea G-Class face, drege, punți, blocanți, osi, rupe, duduie, se conduce, Aro. Avem, deci poți să pui clickbait, prezentăm noul Aro de la Câmpul Lung Mușcel, acum 2015 ani de fabricație, cu doar 127.000 de kilometri la bord. Cu motorizarea 350 CDI Blue Tech, era să zic Blue Motion, dar aia e de la alți oameni, de la alte companii. Nu, avem aici un 350 CDI, adică un diesel veritabil, cu 211 cai putere. Ceea ce, din punctul meu de vedere, puterea asta de peste 200 de cai la mașini de genul este mai mult decât satisfăcătoare. Dar asta vom vedea în timpul condusului și vă voi spune și cum se simte la volan față de Audi Q5, pe care îl voi conduce înaintea lui, sau față de Toyota, cu care merg aproape zilnic și putem să comparăm. Dar oricum, știți foarte bine că e o mașină bărbătească, e o mașină cu muchii ascuțite, cu mușchi, cu forme, cu off-road. E inventată din anul 1979, tata. Adică astăzi face fix 40 de ani. Că de-aia am stat. De-aia am stat atâta să filmăm episoadele astea. Am așteptat să facă G-ul 40 de ani ca să avem... Să punem acolo clickbait, review la mașină second hand de 40 de ani vechime. Nu, n-are nicio legătură. Este un model 2015, știți că s-au tot făcut modificări, s-au tot upgradat diverse lucruri, dar mașina și-a păstrat forma inițială, de unde și succesul, probabil că oamenii o cumpără și, repet, din 1979 și până acum, diferențele nu sunt atât de mari. De exemplu, dacă vă luați un G din 83 și puneți niște piese de-astea de 2015, puteți să îi faceți un adevărat facelift, chiar dacă mașina e la bază într-o tehnologie veche. Bun, avem aceste semnale puse aici pe aripă, în care sunt incluse și lumile de poziție, dacă nu mă înșel. Le știți foarte bine, sunt emblematice pentru clasa G. Farurile rotunde, cu lupă de data asta și cu descărcare a becului în xenon, adică gazul care... ce detalii, dar de ce intrăm în detaliile astea? Bun, designul îl știm, conservator, așa cum îl știm. Știți foarte bine că acum ultimul model a venit cu brațe pe față, nu mai are punte și aici sunt o serie întreagă de controverse pe care o putem discuta în comentariile clipului. Nu v-am spus prețul, sau vi l-am spus? Dar dacă vi l-am spus, uitați-l, că vi-l spun mai târziu, ca să vă uitați la clip să aflați cât costă mașina. Nu v-am spus avantajele achiziționării mașinii de la Țiriac autorulate. 1. Garanție un an de zile sau 15.000 de kilometri. Verificarea numărului de kilometri, adică cei 127.000 de kilometri sunt verificați și suntem asigurați că sunt reali. Avem un istoric de service, cineva ne poate demonstra numărul de kilometri. Garanție livrare din toate sediile Țiriac Auto rulate din țară, deci dacă nu sunteți din București și vreți să luați mașina, mașina se poate livra acolo. Verificarea mașinii înainte de achiziție, trade-in, puteți să veniți cu G-ul dumneavoastră nou și să luați pe ăsta vechi, că știți cum e, lucrurile vechi se făceau mult mai bine înainte, deci n-are rost. Adică dacă v-ați luat G-Class-ul nou și mergeți cu el pe stradă și e mai confortabil pentru că are brațe pe față și n-are punte, dar dumneavoastră vi l-ați luat pentru off-road și după aia ați aflat că are brațe și n-are punte, veniți și luați pe ăsta, că ăsta are punte. Adică osie. Are osie și cele trei butoane magice în valoare de 1.500 de euro bucata, adică trei blocanți. Unul pe față, unul pe spate și unul central. Vom povesti la volan cam ce fac ele și cam la ce ne ajută în teren accidentat, dar probabil că nu veți lua mașina să mergeți la off-road și atunci este într-o culoare superbă vișinie și cu un interior asortat negru. Forță, cum ar veni, cum ar zice oamenii. Acesta este lateralul mașinii. Este dotat cu jante de 18 și anvelope Bridgestone. Un mix între anvelopele de stradă și anvelopele all-terrain, dar le catalogăm ca și anvelope de stradă. Aici aveți lateralul mașinii, vine cu geamuri fumurii, over fender, praguri, clasicele mânere de descuiat, oglinzile electrice și rabatabile, oare? Și rabatabile, nu că doar e G-Class. Cu clasicele mânere de deschis,
care funcționează foarte bine, spre deosebire de cum am mai văzut eu în trafic. Erau niște doamne în parcare și... Știi? Era... Și... S-a deschis. Să și eu, care am trecut și pe lângă, fiind hater, eu hate, are AMG, ești nebun și nu e stare să deschidă ușa, înțelegi? Și s-a urcat și eu tot mergeam și la un dat s-a zis, zic, da, nu mai contează când se deschide ușa, e V8 AMG, nu e cazul, e diesel, dar există și variante mult mai potente. Hai să vă arăt motorizarea, începem cu motorizarea. Haideți să deschidem această capotă frumoasă, elegantă. Aoleu, iar trebuie să găsesc ăsta aici. Doar că știu că am mai făcut o dată mai devreme, dar nu mai găsesc. Trebuie cumva să împingi, să tragi spre tine, e o chestie ciudată. Da, bănuiesc așa, s-au gândit că la off-road e mai simplu să tragi decât să împingi. Avem motorul V6 de 3000 de centimetri cubi, supraalimentat, cu turbină, dezvoltă 211 cai. Arată frumos, arată cum erau mașinile din anii 90, mie îmi place, recomand, dacă aveți puterea financiară, se spune că mașina asta este... cea mai potentă mașină de off-road sau cea mai bună mașină de teren sau cea mai scumpă mașină. Nu, nu, e top. Adică dacă discutăm de Toyota, Nissan și așa mai departe, aici avem topul topului. Într-adevăr, eu care am o Toyota, îți dai seama că o să zic că n-ai loc în ea, că stai înghesuit, că e mică, că e aro, că e... Când dai seama, trebuie să zic eu niște lucruri, știi? Dar catalogat așa printre oamenii cu picioarele pe pământ, este ca cea mai bună, performantă, fiabilă, imagine, marcă, tot e cel mai tare. Deci e cel mai tare, gata, am scăpat de această controversă. Hai să vă arăt și portbagajul, întoarcem mașina din bam, bam, bam și vă arăt și portbagajul care este super încăpător și la fel de, cum să spun eu, la fel de spartan ca și designul mașinii. M-a luat și amețeala. Poți fac asta, poți fac asta, aici. Poți fac tot fel de lucruri. Da, e mișto, îmi place. Să luăm și noi o dată acasă, Marius. E voilà! Această ușă care mulți o prezintă ca și cum s-ar deschide și închide greu pentru că are o roată de rezervă montată pe ea. Nu mi se pare că depun un efort extraordinar ca să o închid. Adică, jur, nu știu, poate băieții de pe internet n-au uns balamalele la ușă și din cauza asta avem în acest portbagaj de aro și ruloul acesta care protejează bagajele de privirile nedorite ale oamenilor din exterior. Oare avem ceva de desubt? Da, mochetă și plasă de ancorare. Îți dai seama că n-are roată de rezervă aici, e pe haie. Băi, cred că opțional se poate comanda și cu 7-8 locuri și așa mai departe. Dar aici avem bancheta normală și rabatabilă 2+1, un portbagaj încăpător 683 de litri, cu piele aici încrețită, cum nu poate să facă anumiți băieți care recondiționează Ferrari și Porsche prin România, încrețiturile astea. Da, n-are importanță, mulți văd puțin cunosc, cum s-ar zice. Și avem și plasa despărțitoare de bagaje, obiecte, cățel, copil, știi, dacă vrei. Te supără copilul mers, poți să-l bagi aici în portbagaj, uite cât de curat e, adică nu poți să-mi spui că, domne, băgăm copilul în portbagaj. Ce are, domne, e curat, are și acoperitoarele astea de la roți și poate să stea frumos că e mochetă și ca să nu vină spre tine în față, că el îți dai seama, o să o răcă, eu zic, vreau, mami, vreau la... și tragi plasa aia, stai acolo, stai acolo, e ok, nu se întâmplă nimic. Da, ușa se închide lejer. Blocurile optice crystal clear, you know, crystal clear. Așa, cu cameră de luat vederi în spate și stropitor, ștergător, cârlig de remorcare, cui, scut la rezervor, probabil că mai are anumite dotări pentru off-road, senzor de parcare și așa mai departe. Deci mașina este echipată așa cum trebuie, corespunzător, ca să zicem. Hai să vedem și interiorul și după aia o conducem. Iată-ne la interior! Aceasta este cheia acestui G-Class, tipic Mercedes. Mașina e mai nouă decât pare, adică mă uitam și zic, bă, avea pilot automat care păstrează distanța față de mașina din față. Da, mă, are, ești nebun, are radar în față aici, băi, nu-ți dă, știi, nu te aștepți să primești. Și eu, uite, mă, fac și ceasurile, băi, nene, băi. Iertare pentru muzică, îmi doream să văd cum... Oh. Electrician. Adică, ca la Toyota.
Cum reglezi volanul, mare atenție că acest volan este și încălzit. Adică se poate și încălzi. Avem comenzile geamurilor electrice cu blocarea doar a geamurilor pentru ușile din spate, nu și a încuiatului și descuiatului sau descuiatului din mașină, de aici din buton. Avem reglaje oglinzilor și rabatarea lor electrică. Avem memorie pentru scaune și reglaj electric al scaunelor pe 8 direcții, să zicem. Și tetiera, da? E gemul, frate. Deschisul de ușă și mai avem aici încuiat descuiat și buzunar și comutatorul pentru lumini, care, exact cum vă spuneam, avem aici parkingul, funcția de stânga-dreapta, putem să ne alegem aici, deci testul de mașină bună este trecut din start, nu trebuie să mai facem din semnalizare. Iarăși un lucru inedit este că manetele pentru comenzile semnalelor și al ștergătoarelor și al luminilor și al tuturor sunt doar pe stânga. Aici, pe partea dreaptă, nu avem absolut nimic. Volanul este dotat cu clapete pentru schimbarea treptelor de viteză și v-am spus că asta ajută foarte tare iarna în frâna de motor. Butoanele pe volan, volanul multifuncțional în care putem schimba funcțiile computerului de bord, consum, navigație, radio, castofon, telefon și așa mai departe. Deci tot ce se poate umbla în mașină activăm din volan. Aici avem butoanele infotainmentului, adică radio, navi, CD, telefon, cifre, încălzirea în scaune, ventilația în scaune, că mașina asta vine și cu scaune ventilate, sistemul SP, senzorii de parcare și, vă spuneam, butoanele de 1000... Ce te miră? Ce te miră? E telefonul ăsta? Ăsta aici e telefon, gen. Aici ai cifrele de la radio și de la 0722 2050, știi ce zic? Așa, și butoanele de 1500 de euro bucata pentru blocantul față, blocantul central și blocantul spate. Vă voi povesti despre lucrurile astea în timpul mersului. Mare atenție că mai am niște reglaje aici la pernuțe. Doamne, 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 am uitat de butoanele astea senzaționale pe vechi ale scaunelor cu multe reglaje. Avem aici, putem să umflăm pernuțele din niște rotițe cât vrem noi. Se aude, nu? Să umflăm pernuțele. Și scaunul meu sunt și pentru șofer și pentru pasager. Funcția comandă aici avem, schimbăm, intrăm, tu meniu. Schimbătorul de viteze, o cutie automată. Cred că obosit un pic. Știi, când la început am mai... Și pe aia... Obosit un pic pernuța. Bun, deci schimbătorul de viteză, această scrumierică minusculică, nu știu cum e, cam e figări mici, mici, subțiri, mici, mici, un fum, aia pe păi acolo, știi? Scrumieruța mică, avem cotiera, cu e păcat, erau buni. Reglabilă nu e, adică reglabilă nu e, dar e cotiera și frâna de mână, clasic. Bărbătește. Pe parkingul. Parkingul e parking, frâna de mână e frâna de mână. La mine nu ține, la Toyota, eu am spus că nu ține la nicio mașină 4x4, nu o să testez la asta, că nu vreau să văd că nu ține, dar să zicem că ține. Deci climatronicul pe două zone, se poate regla din aceste rotițe temperatura și ventilația și tot ce avem nevoie. V-am spus infotainment, climă, lumini, putem să aprindem luminile în spate. Putem să oprim alarma în cazul în care mașina este tractată. Testul de mâner e fix. Și, bineînțeles, oglinda make-up cu lumină pentru șofer, că e și normal să simți nevoia să te fardezi, machiezi și așa mai departe. Și suportul, da, suportul de pahare, care e ca un coș de basket, adică în timpul mersului putem să mai aruncați la coș aici. Știi? Un suport. Parbizul ăsta drept, așa, vorbim de asta, cu Alcaranta pe plafon, nu știu ce zic. Dar mergem în spate, interior de Zinio, la Mercedes. E o echipare, e știți. E pe lungimea ta de 1,92? Acum? De 1,92, am mai scăzut, că la Audi am mai intrat la... Da, stau chiar, mă lăfăi, adică aș putea să mă... Stau bine. Da, hai, bă, nu, că... Stai să mă mai strâng un pic, că nu ești mecherie. Aia mă că e prea, stai așa un pic, că-s prea mă lăfăi. Băi, aici cârcotașii cârcotesc.
că de-aia sunt cârcotaș, vorba aia, și spun, domnule, e greu accesul aici, uite cum arată ușa asta mică, mă înghesui, mă bag, mă nu știu ce, hai să vedem. Deci mă țin de mânerul ăsta cu mâna stângă, cu mâna dreaptă de ăsta, pun piciorul pe scăriță, pentru că mașina asta este dotată cu scărițe. Mare atenție să nu vă alunece piciorul, să nu cădeți, să nu vă murdăriți, se pot întâmpla lucruri, chiar dacă ea este dotată cu un material, aoleu, antiderapant, mi-am dislocat șoldul. Dar e ok. Adică am eu, cred că o problemă, problema e la mine cu șoldul, nu la mașină. Așa. Și am intrat aici. Am 1.86. 7, adică. Da, stau bine. Stau bine. E ok. Nu știu să spun. Am loc pentru cap, mai mult decât suficient. Geamul ăsta e mare, văd frumos de aici. Uite, se și deschide, stau. Ce faceți, mă, săracilor, nu? Care e viața voastră? Cum e pe pământ? Nasol, nu? Bine, hai. Hai că plec. N-are auto? Are, dar nu cred că merge cu... Da, oricum. În sfârșit. Deci, avem geamul electric, avem încălzirea în banchetă. Atenție, încălzirea în banchetă. Cu trei poziții, nu chiar așa. Scrumiera aici la îndemână. Pă, scrumiera e, vă jur, e ca la Lada, mă. Nu e glumă. Deci, jur, e scrumieră de Lada, știi? Lada sau Dacia 1300, știi ce zic? E acela, bine, nu mă înțelegeți greșit, nu zic că e ceva rău. Dar e așa, old school. Old school is the best school, oricum. Box aici, Twitter încuiat de scuiat și Mercedes Infotainment aici cu SD card, cu USB, cu tot ce vrei. Dacă avea și HDMI, ne jucam și pe PlayStation. Am pornit! Mercedes-Benz. Frumos, mă, tată. Uite așa să mă duci până la mare. Acum, când plecăm, mă duci frumos aici.